Vă salut, prieteni, și bine ați venit la un nou tip de emisiune pe care echipa Steaua Liberă vrea să vă prezinte. De fapt, nu e atât o emisiune cât o serie de videoclipuri informative. Prin aceste videoclipuri, noi dorim să demontăm miturile făcute de antisteliști despre Steaua București. După cum știți și voi, avem de-a face cu foarte multe astfel de mituri, pe care presa le repetă fără oprire și pe care mulți steliști tineri sau mai puțin informați chiar ajung să le creadă. Ei bine, prin videoclipurile noastre noi vrem să distrugem aceste mituri și să vă arătăm ce e adevărat și ce nu e. Fiecare videoclip va avea o durată de 5-10 minute și asta pentru ca oamenii să poată înțelege ușor și rapid cum au stat lucrurile cu adevărat în perioada de dinainte de 89, dar și după, pentru că unele mituri includ și perioada de după 1989. Iar pentru cei care vor dori informații mai detaliate, vom încerca să atașăm fiecărui videoclip și un articol unde să prezentăm toate informațiile pe larg. Sper să mă iertați dacă acest prim videoclip va fi puțin mai lung, însă în el am introdus și această scurtă prezentare a micului nostru proiect. Noi, echipa Steaua Liberă, sperăm să vă placă ideea noastră și să urmăriți această serie de videoclipuri. Dacă încă nu v-ați abonat la noi, vă rog să o faceți, pentru că ne-ați ajutat foarte, foarte mult. Cu fiecare abonat nou, videoclipurile noastre vor putea ajunge la cât mai mulți oameni și cât mai mulți steliști vor putea avea acces la informație corectă despre Steaua București. Dar haideți să nu mai lungim povestea și să trecem la primul mare mit al antisteliștilor. E vorba evident despre mitul cum că Steaua București a furat locul din prima divizie a echipei Carne, echipa marelui industriaș interbelic Dumitru Mociorniță. Acesta este unul dintre cele mai cunoscute mituri ale antisteliștilor. A apărut după 1986, adică după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Și a prins putere și mai mare după căderea regimului comunist. Asta pentru că dușmanii Stelei s-au folosit de el pentru a arăta că Steaua trebuie desființată. Chiar și astăzi e menționat de mulți moderatori, mai ales atunci când vine vorba de Florin Talpan și solicitările făcute de acesta pentru ca Steaua să-și reprimească locul din prima ligă. Însă acest mit nu este adevărat. E adevărat că Steaua a profitat de pe urma excluderii Carmenului, însă Carmenul nu a fost exclus pentru ca Steaua să fie promovată neapărat în prima ligă. Pentru a demonta acest mit, trebuie să-l privim din două părți, adică atât din partea Carmenului, cât și din cea a Stelei. În ceea ce privește Carmenul lui Mociorniță, această echipă a fost înființată de abia în 1937. Și iată că distrugem primul mare submit, ca să zic așa, din acest mit. Acest submit despre care vorbesc este faptul că mulți spun că echipa Carmen a fost una dintre echipele de tradiție ale fotbalului românesc. Nu e adevărat. Carmenul nu a fost o echipă de tradiție din fotbalul românesc. Nu a fost nici măcar una din echipele mari ale fotbalului interbelic românesc. Și asta deoarece în anii aceia Carmenul juca în Liga a treia. Echipa și-a continuat activitatea în anii 40, adică în război, când a participat într-un campionat neoficial, un campionat de război. Însă în acea vreme de ea s-a ocupat fiul lui Dumitru Mociorniță, Ionel, un avocat. Și acesta s-a ocupat bine de echipă pentru că a reușit să aducă foarte mulți jucători buni, foarte mulți jucători români buni. Pentru că a făcut aceste investiții, după terminarea războiului, Carmenul a primit un loc în prima ligă. Asta este foarte important pentru că mulți evită să spună lucrul acesta. Carmen nu a promovat, nu și-a câștigat locul pe teren. A primit un loc în prima ligă. Iar această primă ligă era cu totul diferită de ultima primă ligă a fotbalului românesc. Dacă vă uitați acum pe ecran, veți vedea două clasamente. Primul din sezonul 1940-1941, ultimul sezon oficial al diviziei A. După 41 a avut loc o
oprirea campionatului intern și a continuat, așa cum v-am spus, acel campionat neoficial. În dreapta puteți să vedeți un al doilea clasament, al sezonului 1946-1947, adică primul sezon de după război. După cum vedeți, echipele sunt cam diferite. Majoritatea sunt cu nume diferite sau schimbate sau chiar nu sunt aceleași echipe. De ce se întâmplă asta? Pentru simplul fapt că în 1946 în România venise comunismul. Pentru că venise comunismul și pentru că acest regim și-a băgat ghearele în absolut tot ceea ce însemna activitate în România, fotbalul a fost și el afectat. În prima divizie puteau juca doar echipele sindicaliste. Și Carmenul a reușit să se înscrie aici printr-un șiretlic făcut de Ionel Mocioniță. Acesta, la data de 6 iunie 1945, a depus la federație o adresă la care a anexat un proces verbal al adunării generale. Prin acest proces verbal se decidea că echipa își schimbă numele în Asociația Sportivă a Funcționarilor Mocioniță Carmen. Și așadar devenea o grupare sindicalistă și putea fi afiliată la Federația Română de Fotbal. Însă toată lumea știa că această mișcare e doar una de fațadă și că de fapt Mocioniță continuă să susțină echipa financiar. De altfel, într-un interviu dat în urmă cu câțiva ani, Angelo Niculescu, chiar care în acei ani juca la Carmen, chiar recunoștea că totul era de fațadă și că deși ei jucătorii erau angajați în uzinele lui Mocioniță, ei de fapt erau plătiți pentru activitatea sportivă. Acest lucru era evident ilegal, prieten, pentru că în perioada aceea fotbalul românesc era la nivel de amatori. Jucătorii nu erau profesioniști, jucătorii nu erau plătiți pentru activitatea fotbalistică. Ei erau plătiți pentru o presupusă activitate din uzinele unde erau angajați sau în ministerele unde erau angajați, cum în cazul Stelei aveam de-a face cu soldați. Jucătorii noștri erau plătiți pentru activitatea de soldat, nu pentru cea de fotbal. Cel puțin oficial. Neoficial, ei erau fotbaliști, evident. Deși acest șiretlic i-a mers lui Mocioniță, el nu a reușit să treacă totuși peste ura pe care o avea pentru comunism și în momentul în care Ana Paucăr i-a cerut să piardă un meci cu Dinamo Tbilisi, campioana de atunci a URSS-ului, acesta a refuzat. A refuzat să piardă meciul și a refuzat să și joace. Această decizie avea să fie până la urmă fatală pentru că regimul s-a năpustit asupra Carmenului. În primă fază, echipa lui a primit o mustrare prin care îi se interzicea să mai joace timp de un an cu grupări străine și apoi a fost evident exclusă din fotbalul românesc. La acea vreme, sportul popular, care era un fel de oficios al Partidului Comunist și care după 89 s-a redenumit Gazeta Sporturilor, atenție, sportul popular și-a schimbat numele în Gazeta Sporturilor. Nu, Gazeta Sporturilor de acum nu este urmașa Gazetei Sporturilor din perioada interbelică. Dar să ne întoarcem la mitul nostru. Sportul popular scria atunci că considerăm măsura luată ca una care duce la lichidarea unui cuib de dușmani ai sportului sub denumirea de grupare sportivă. Făcându-ne datoria și eliminând din sport această rămășiță reacționară, care prin gura conducătorilor Mocioniță și Vizante nu se sfiesc să afirme că ei nu țin această grupare și pentru ei nu contează campionatul național, decât în lupta pe care o duc împotriva ciocanului și împotriva echipelor ceferiste, declarând că cu una ne răfuim rasial, cu celelalte ne răfuim politic. Așa a dispărut Carmenul, prieten.
a dispărut pentru că era un ghimpe în coastele comuniștilor, în coastele echipelor sindicaliste care nu acceptau în mijlocul lor o echipă profesionistă. A fost o poveste tristă și este o poveste tristă, însă este o poveste care nu are legătură cu Steaua. Carmenul nu a fost desființat pentru a-i face loc Stelei. Și oricât de tristă ar fi această poveste, trebuie să spunem că mai tristă e povestea lui Ionel Mocioorniță, care în 1948 a fost aruncat în pușcăriile comuniste, la fel ca restul elitei României mari, și a avut toată averea confiscată. Asta s-a întâmplat atunci. Asta s-a întâmplat pentru că Mocioorniță era un om incomod pentru sistem. Nu pentru că Steaua trebuia neapărat să joace în Liga 1. Și pentru că am ajuns la Steaua, haideți să spunem și partea Stelei. În ceea ce privește Steaua, e important să notăm că în momentul în care echipa noastră a fost înființată, adică în vara lui 1947, în iunie, sezonul 46-47 al diviziei A încă era în plină desfășurare. De-abia la sfârșitul lui iulie avea să fie stabilită formula competițională valabilă pentru următoarele sezoane. De exemplu, în sezonul 1947-1948, divizia A trebuia să aibă 16 echipe, iar divizia B trebuia să fie alcătuită din 4 serii de câte 14 echipe. Nu exista o divizie C. Mai mult, pentru sezonul 48-49, divizia A urma să aibă 14 echipe, cu o divizie D B formată din 2 serii de câte 14 echipe. Și abia acum apărea o divizie C cu 4 serii de câte 14 echipe. Deci în momentul în care a apărut Steaua, divizia B era ultima divizie a fotbalului românesc. AS Armata, cum se numea echipa noastră atunci, a fost înregistrată oficial în acte la data de 1 august 1947. Îl avea președinte de onoare pe generalul Lascăr și a cerut să fie înscris direct în prima ligă de fotbal. Însă clubul nostru a fost refuzat. La data de 10 august a primit aviz negativ la cererea de înscriere direct în divizia A. Atenție, am primit aviz negativ la cererea de înscriere direct în divizia A. Steaua nu s-a dat bătută, a văzut că a primit acest aviz negativ și a mers și s-a înscris în divizia B, participând în seria 1. ASEA ar fi trebuit să joace primul meci în divizia B la data de 24 august. Atunci a fost programată, atunci trebuia să întâlnească FC Craiova. Carmenul a fost însă exclus pe data de 19 august. A urmat imediat o ședință a Comitetului Federației, care pe vremea aceea se numea FRFA, Federația Română de Fotbal Asociație. Aceștia au luat o decizie să înlocuiască Carmen cu o altă echipă. Inițial au vrut să introducă Sportul în prima ligă, însă Sportul studențesc nu avea pe vremea aceea fondurile necesare ca să joace în prima ligă a fotbalului românesc. Așa că a fost aleasă în cele din urmă Steaua. Și asta pentru că echipa noastră avea fondurile necesare, fiind susținută de un minister. Însă Steaua nu a urmărit niciodată să-i fure locul Carmenului sau orice altceva. Doar doi jucători de la echipa lui Mocioorniță, fundașul Ion Panait și atacantul Gică Popescu, au trecut la Steaua, doar doi. Și cei doi au trecut la Steaua pentru că erau militari. Vedetele s-au dus la CFR București, care era echipa sistemului și care astăzi este cunoscută sub numele de Rapid. Și ca să enumăr aceste vedete, este vorba de Valentin Stănescu și Bazil Marian. Valentin Stănescu, după cum bine știți, este o legendă a faimoșilor giuleșteni. În concluzie, dovezile arată că, indiferent ce ar spune unii sau alții, Steaua nu a cerut niciodată desființarea Carmenului. Nu a cerut niciodată ca aceasta să fie exclusă și să primească locul ei.
Sigur, Steaua a profitat, așa cum am mai spus, de excluderea Carmenului, însă niciodată nu a căutat să-i facă rău. Carmen București a fost desființată pentru că era o echipă pe care noul sistem comunist din România, noul sistem de atunci, nu o suporta. Nu numai că era condusă de unul din marii magnați ai României, dar Ionel Mociornița chiar recunoștea că are boală pe comuniști. Adevărul este că și dacă Steaua n-ar fi apărut, Carmenul tot ar fi fost exclus din prima ligă mai devreme sau mai târziu. Soarta acestei echipe a fost pecetuită în momentul în care în România au ajuns la putere comuniști. Nu ar fi putut să supraviețuiască. Și cred că cea mai bună dovadă a faptului că distrugerea acestei echipe nu s-a făcut pentru Steaua este acel refuz primit de echipa noastră de la FRF în ceea ce privește cererea de a fi înscrisă direct în prima ligă. Dacă, într-adevăr, erau sforile trase pentru Steaua, echipa noastră ar fi primit atunci aviz pozitiv și ar fi intrat fără probleme în prima ligă, chiar în locul Carmenului, care putea fi exclus în acel moment. Nu mai trebuia să aștepte încă câteva zile. Mișcarea chiar nu are logică, dacă stați un pic să vă gândiți. Evident, noi credem că am demonstrat că acest mit este o minciună, dar nu credem că dușmanii Stelei se vor opri vreodată din a-l folosi. Asta este. Nu avem ce să facem, dușmanii Stelei întotdeauna vor fi dușmanii Stelei și vor căuta să-i facă rău Stelei. Dar noi putem să îi reducem la tăcere fiind informați, fiind întotdeauna informați. Sfatul meu pentru voi este întotdeauna să vă faceți singuri cercetarea, să căutați informație, pentru că în ziua de astăzi avem acces, datorită internetului, la foarte multă informație și putem să aflăm singuri adevărul. Voi pune punct aici acestui prim videoclip, sper că v-a plăcut și vă rog din nou, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de subscribe. Și nu uitați să apăsați și pe clopoțelul acela micuț, ca să aflați atunci când publicăm un videoclip nou. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă spun de pe acum că în următorul videoclip o să discutăm despre un alt mare mit. Este vorba despre faptul că Steaua a luat jucători cu forța. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Este un mit pornit de la frustrații care urăsc faptul că echipa noastră a câștigat Cupa Campionilor Europeni și vă vom demonstra că nu este adevărat în videoclipul următor. Până atunci, forța Steaua!